Salutare tuturor și bine m-am la un episod de bine Astăzi vă mai prezint un site de trading pe, Cum v-am arătat un site în trecut Practic cum să nu ți iei scam uh, Mi se pare mult mai ok să folosești un site de genul ăsta Decât uh, trade-uri cu alte persoane Chiar dacă pierzi un pic de bani Poți să alegi itemul pe care îl vrei Și uh, pur și simplu nu ți iei scam Bun, deci o să punem itemele ăsta, 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 ăsta Și o să mai punem și first classul ăsta aici Așa, o să avem 28 de dolari. Bun, de acești 82 de dolari, 28, pardon, 82, de acești 28 de dolari, uite, o să ne căutăm noi un skin. Bun, deci, uitați, avem 2862. Și noi nu, nu, vrem, nu știm ce skin vrem, apăsăm autoselect, jap. Și ne pică de 28, 38, 28, pierdem foarte, foarte puțin un buzz factor factory new. Sau, uite, dacă vrem noi să ne alegem, uite, vrem, uite, vreau pistolașul ăsta de aici, da? Și mai punem autoselect și mai impune un redline minimal wear și 28, și aici, 28, și aici, exact la fel, exact aceeași sumă. Și avem un redline cu un float destul de slab, hai să luăm alt redline redline. Uh, uite cu un float mai bunic cel așa. Bă, toate au floatul la fel de prost. 14. Asta e foarte tare că vă arată și float știi? De 0123 și mai era unul cu 0128 Deci o să luăm pe ăsta cu float cel mai bun Avem exact acea sumă de bani și o să-i dăm noi trade Perfect, așa frumos Așteptăm un pic nu, nu știu dacă am pus uh, trade link-ul Ah, ba da, Bun, uite browser, mergem aici în browser foarte frumos și avem toate itemele, puteți să le verificați dacă vreți, dar nu cred că e nevoie pentru că, na. Așteptăm să încarce și itemele acestea, ne-a dat și un cod aici, ăsta așa și trebuie să corespundă cu codul ăsta ca să nu ne luăm scam. Uite și avem ăsta nostru și ăsta al nostru aici, bun, confirmă, acceptă schimbul, perfect. Dar dacă vă puneți csgosam.com în nume o să aveți un, un, bonus de 2%. Adică dacă tu faci trade cu 100 de dolari o să ai 2 euro în plus, adică 10 lei, adică nu știu, jumătate și urmă, dacă vrei, nu știu, zic și După ce acceptăm trade-ul o să trebuiască să mergem pe Steam, pe telefon. Cred că ați mai făcut trade-ul, știți cum funcționează toate chestiile astea. <coughs> acceptăm schimbul, pentru că noi suntem de acord cu schimbul și vrem itemele acelea apăsăm accept și schimbul s-a făcut. Dacă vreți și voi să faceți trade-uri pe site-ul acesta, aveți un link în descriere, intrați acolo, faceți trade-uri, faceți tot ce vreți voi. Și un link de la gda.com dacă vreți să cumpărați jocuri ieftine. Bun, cam să acest episod, am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!